Dumbrăveanca este o pasăre foarte plăcut colorată, cu niște culori armonioase și vii, care îi dă un aspect exotic. Imaginea generală este verde, dar aceste verde are lucii metalice și amestecat cu culori de maroniu sau albăstrui. O pasăre călătoare care are un sejur la noi în țară relativ puțin, sosește din cartierele sale de migrație la sfârșitul lui aprilie sau în primele zile din mai și la mijloc de septembrie de acum e plecat. Nu s-au cunoscut cazuri de iernare acestei specii în țara noastră. Dumbrăveanca este o specie îndeoseb insectivoră, hrănindu-se cu gândaci, lăcuste, greieri, cropișnițe, dar uneori prinde și mamifere mici, gen șoarece sau șerpișori. Dumbrăveanca practic nu are dușmani naturali prea mulți, alte păsări nu vânează, ci deseori este împușcată datorită penajului său plăcut de către vânători care vor un trofeu. Totodată este afectată și din cauza lucrărilor care se execută uneori în aceste maluri de lăs, unde se extrage pământ pentru construcții, iar cuiburile de dumbrăveancă și briguria, dacă există, sunt distruse cu asemenea ocazii. În părțile mai vestice a Europei, pasărea fiind foarte rară, de mult este sub protecție. La noi a fost pus sub protecție cu puțin timp în urmă, fiind sub protecția unor legi internaționale și naționale ca pasăre folositoare. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.